Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou interviu Startup.ro. Astăzi este alături de mine Zoltan Söggeni, care este cofondator al Berkside, cunoscut cum este cunoscut acum înainte, anterior Teamsburg. Salutare Zoltan și bine ai venit alături de noi. Ceau Ana, mersi că pot să fiu aici și să împărtășesc idei împreună cu cititorii Startup.ro. Cu mare drag. Spune-ne, te rog, noi am scris despre voi, am avut bucuria de a scrie despre voi încă de la început, de la fondarea Teamsburg, pe numele vechi. Ne-am bucurat că tu ai fost și unul dintre participanții din tabăra noastră de antreprenoriat Startup Your Life și după aceea am urmărit parcursul tău și ne-am bucurat foarte mult să vedem că ți-ai pus în aplicare planurile și visurile. Povestește-ne pentru cei care nu știu mai multe despre voi sau vor să afle acum detalii despre ce faceți. Povestește-ne pe scurt și ca și când i-ai explica unui om care nu știe sau, eu știu, un investitor până la urmă, ce faceți voi la Berkside acum? Deci Berkside în acest moment este o companie care are mai multe branduri și site-uri, printre care Teamsburg, cu care am început, și în acest moment este și Flowbyte, care este un site de magnitudine mai mare, care este folosit de 250.000 de dezvoltatori, de designer, de companii, chiar și corporații mari în fiecare lună. Noi, practic, ceea ce facem, foarte simplu, să zic așa, este că ajutăm programatorii web, în principiu, designerii, agențiile, startup de servicii de peste tot din lume și chiar și corporații foarte mari, precum Logitech, Unity, guverne, și tot așa, ca să dezvolte site-uri web mai ușor, mai rapid, cu niște tehnologii dezvoltate de către noi, in-house, sub forma unor licențe și sub forma unor surse de cod, surse de fișiere pentru design și printr-o platformă dezvoltată de către noi ca să facă această colaborare dintre ei și produs mai eficientă. De fapt, de aici vine și cuvântul Flowbyte. E despre flow, cât de ușor e să transformi un design în cod. Asta face Flowbyte. Teamsburg este o platformă de un fel de marketplace unde conectăm autorii de teme cu orice fel de om care dorește să-și facă o temă. Mă gândesc că foarte mulți știu despre WordPress deja sau despre Bootstrap, chiar dacă au tangențe cu programarea. Și cumva astea sunt cele două branduri principale. Deci suntem în zona de tech, de software, de dezvoltare produs, vindem peste tot în lume și cam aici suntem acum. Ați reușit să creșteți rapid în nici 2 ani de zile, sunt cam 2 ani de zile sunt de când ați lansat business-ul. Cum ați reușit să vă dezvoltați până acum? Știu că anul trecut scriam despre faptul că au venit cei de la Creative Team, care întâi au fost clienți, dacă nu mă înșel, și au devenit partenerii voștri. Uh-huh. în business. Cum ați reușit să vă dezvoltați în atât de rapid? O să încerc că știu că de fapt cel mai greu lucru e să încep de la zero, așa că cumva o să încerc pe scurt cât se poate să wrap-ui toată treaba asta. Noi de fapt am început mai degrabă acum 3 ani, dar zic asta pentru că atunci au fost cumva primele discuții de a începe ceva cu Robert, care este cofondatorul fostul Teamsburg, curentul Berkside. Deci au fost doar niște discuții, am vrut să facem un produs pe care să-l vindem pe un store. Încă aveam joburi amândoi și cumva la un moment dat când începea să se concretizeze produsul, eu de exemplu am zis că îmi dau demisia, că am vrut să stau mai mult pe treaba asta, oricum știam că asta vreau să fac,
și Robert nu mai lucra cu ce lucra înainte. Așa că cumva asta a fost un pas destul de important să ne focusăm 100% pe antreprenoriat. Evident, la început a mers rău, adică, nu știu, cred că făceam 50-100 de euro pe lună, doi oameni, deci era nasol. Dar a ajutat foarte mult, nu știu, stubbornness-ul ăsta, deci va să fii și un pic prost, știi? Adică, bă, nu-mi iese, dar tot dai cu capul de perete, atâta tot că schimbi peretele, știi? Și câteodată dai cu capul într-un perete, poate un pic mai, și atunci reușesc să-l spargi. Cam așa a fost, am tot încercat. Deci un an a fost greu, pentru că am mai dezvoltat produse, le-am mai postat, am început să generăm un pic de bani, dar a zice că cheia a fost că când am încercat să punem acel produs pe un store, pe ThemeForest, adică multă lume știe de ThemeForest, a fost o chestie că ne-au dat soft reject, nu ne-au acceptat inițial și noi ne-am mai enervat și am zis, bă, și ceva facem noi ThemeForest-ul nostru. Și de aici am făcut Thinsburg-ul, evident, nu a fost nici măcar 1% din ce a fost ThemeForest, dar măcar a fost un început, știi? Adică am făcut noi site-ul nostru și deja am început să gândim mai diferit. Și am tot dezvoltat teme, am devenit mai bun în ale design-ului, am devenit mai bun în ale coda, am devenit mai bun în ale market-ului, adică nimeni să nu închipuie că noi eram niște genii la început. Eram așa, începător, dar am știut să învățăm. Da, am știut să învățăm, am fost harnici și tot așa, lună de lună, an de an am tot crescut. Și cumva am ajuns după aia într-un moment în care totuși Thinsburg-ul genera destul capital astfel încât să înființăm un SRL, încât să devenim destul de atrăgători pentru niște seed investments și de aici a venit și discuția cu Alex, pădurarul de la Creative Team. Am avut niște discuții înainte, aveam tangențe și un overlap foarte mare cu stilul lor de business, așa că a fost cumva un pas natural și nouă ne-a dat un pic de curaj și niște bani să începem și acum vă zic și super transparent unde s-au dus banii. Banii ăia s-au dus doar în echipamente, deci nu s-au dus în Rolex-uri sau ceva. Deci doar în echipamente, am luat laptopuri, iMac-uri și... Asta era o chestie, să știi, că n-aveam mulți bani, dar am investit foarte mult în mediul nostru de lucru. Am zis că dacă vrem să dezvoltăm produse foarte bune pentru first world countries, să lucrăm pe iMac-uri, nu pe, nu știu, laptopuri pe care lucram înainte. Și asta a avut un efect foarte pozitiv. Și încet, încet am început să generăm mai mulți bani, am început să prindem un pic mai mult curaj, brandul a început să crească. Și, dar zice că am avut o perioadă de stagnare de vreo 6-8 luni, în care nici nu creșteam foarte mult, nici nu scădeam foarte mult, mai lansam un produs, o ajutat un pic, dar nu mult, și atunci am fost un pic descurajat așa. Dar... atunci am zis, hai să ne reinventăm un pic. Ăsta era Thinsburg și era și o piață foarte saturată, cu mulți competitori. Era greu. Și după aia am dezvoltat, era o nouă tehnologie, Tailwind, și ăla am dezvoltat un fișier de Figma, care practic ajuta designerii, să facă un design, cum e Photoshop-ul, de exemplu, deci așa e și Figma, și faci un layout de site sau de dashboard sau ce vrei tu. Și atunci noi ce am făcut acolo este că am făcut acel tool sau acel fișier de Figma să o integrezi în codul de Tailwind mult mai ușor. Ei, și asta am lansat pe Product Hunt, a fost pe primul loc, deci au făcut niște valuri. Și aia mi-a dublat revenue și am zis, bă, what the fuck, adică mi-a dublat revenue și am lucrat la el cât 2 luni, știi, și noi de 8 luni ne străduiam cu Thinsburg să mai scoatem niște teme. Și atunci era clar, am zis și eu ca administratorul firmei că, băieți, hai să băgăm pe asta, că e clar că merge. Și atunci am tot început să explorăm zona asta. Inițial, e funny, inițial numele site-ului a fost denumit Tailwind Figma și mi-a scris co-founderul de la Tailwind, mi-a zis, bă,
n-ai voie să folosești cuvântul tailwind. Și am zis, bine, ok, no, whatever. Și atunci am redenumit un flowbite. Și eu acum mă simt destul de dator să-i dau ceva șampanie la el, pentru că a fost cel mai bun pas, pentru că astfel ne-am creat propriul brand și propria zonă în tot acest ecosistem, care al doilea pas, de fapt, a fost să creăm un fel de framework, o librărie de componente peste Tailwind, și asta ne-a ajutat și mai mult. Deci asta cumva, nu știu, a dat 10x pe ce aveam cu Tailwind Figma, de fapt, pentru că audiența noastră n-au mai fost doar designerii, au fost dezvoltatorii de orice tip chiar, care erau în zona de web. Și încet, încet am dezvoltat acest ecosistem. Adică am venit cu integrări, am venit cu un nou sistem care acum l-am lansat recent, se numește Flow by Blocks, secțiuni de site-uri pe care, nu știu, de exemplu, un programator le ia și în 5 minute au făcut o pagină în cod, adică nu mai trebuie să stea ore în șir să codeze el. Ia copy-paste, fac și le ordonează cum vrea. Și atunci, cumva, ăsta e acum targetul, să tot dezvoltăm mai cu sistemul, dar s-a întâmplat o surpriză la care nu mă așteptam deloc. Brandul Flowbyte în sine a căpătat atât de mult val sau trend sau cum vrei să zici, e că s-a creat o comunitate foarte puternică. Deci noi în acest moment suntem 3-4 persoane care lucrează aici, la birou. Deci care lucrează la platformă, care tot așa. Avem destul de mulți colaboratori cu care lucrăm la site-uri, unde, de exemplu, avem un deal de partnership, inclusiv Creative Team, multe alte firme din România, cum ar fi Upseed sau Simple. În același timp, colaborăm cu foarte mulți străini. Chiar recent am semnat un contract cu un dezvoltator foarte talentat din Franța, lucrăm cu oameni din Japonia, lucrăm cu oameni din State, lucrăm cu oameni din Londra. Deci cumva suntem o companie așa foarte globală. Și așa ca paranteza, și zice că noi, de exemplu, nu zicem de unde suntem, că nu știu, nu contează de unde ești, Flowbyte e pentru toți. Dar multă lume are impresia că suntem, de exemplu, US-based, adică din State, și nici nu zic că da sau nu. Pentru partenerii mai apropiați, cu siguranță, zic. Dar ideea este că nu contează unde ești. Adică toate aceste excuse, știi, bă, sunt România, că nu știu, nu. Doar de tine ține, mai ales dacă ești în zona de software. Deci cumva, ok, am zis destul de lung, dar știu că asta e cel mai greu. Și adică să n-ai nimic, să ai poate doar o idee, și cumva să vezi ăștia 2-3 ani de bootstrapping, ce înseamnă să n-ai nimic, să ai un pic. Am zis și de o perioadă de stagnare unde trebuie să te reinventeze. Și, cum am zis, e bine să dai cu capul de perete, dar nu de același perete, știi? Deci trebuie să mai schimbi. și odată o să iasă, că sunt foarte multe oportunități oricum, deci... Apropo de ce ziceai de partea de bootstrapping, voi chiar v-ați descurcat foarte mult timp cu propriile resurse și financiare și în ceea ce privește dezvoltare și tot. Cât de dificil a fost pentru voi să creșteți așa sau să găsiți, să ajungeți la clienți, la parteneri? A fost greu, adică când nu ai nimic și nimeni nu-ți vizitează site-ul, e evident că știi cum e? Eu vorbesc de zona online și de software. Deci e greu pentru că sunt foarte multe variabile. Adică, de exemplu, tu poți să ai un magazin unde să ai cele mai bune produse, dar dacă nimeni nu trece pe lângă acel magazin, nu contează. Sau dacă, de exemplu, e multă lume care tot trece pe lângă magazinul tău și intră și cumpără ceva și ai avut un produs rău, nu mai revine. Deci asta vis-a-vis de dezvoltare, produs și marketing. Voi cum ați făcut să ajungeți la clienți, să vă faceți cunoscuți până la urmă? Apropo de ceea ce ziceai și de locație, că nu contează chiar atât de mult, însă dacă nu...
dacă nu ești cunoscut, dacă nu vii dintr-un loc unde ai mai multe resurse sau mai multe posibilități, s-ar putea să conteze sau să-ți fie teamă ca viitor fondator să faci pasul ăsta. În primul rând trebuie să ai ce să arăți, dar dacă ai un produs sau cel puțin un MVP sau ceva, dar aici nu vorbesc de investitori, vorbesc de comunitate și de oameni și de clienți. Sunt destul de multe tool-uri, adică ok, te-ai gândit prima dată la social media, la Google, deci SEO și ăla merge destul de bine, dar alea țin un pic mai mult timp, iar pe social media să știi că n-am avut foarte mult succes. Am avut mai mult succes în zona de community, deci cumva am încercat să identificăm, nu știu, forumuri, grupuri, zone unde chiar sunt niște dezvoltatori sau publicul țintă, că nu trebuie să fie neapărat vorba de dezvoltatori, cum a fost în cazul nostru. Deci e important să mergi unde sunt oamenii. Dacă nu vin ei la tine, mergi tu la ei. Da, deci nu, la început nu o să vină nimeni la tine, deci asta se povești. Trebuie să mergi tu, adică, dar trebuie să le... aici eu aș da un advice, deci dacă mergi la cineva care nu e interesat de produsul tău, că nu este, încearcă să-l întrebi care sunt nevoile lui sau ale ei și astfel mai faci o legătură. Deci să nu încerci să vinzi ceva de genul, vai, deci ăsta e cea mai bună apă, că nu știu ce, că vine, nu, nobody fucking cares. Dar dacă eu te întreb, uite, Oana, ți-e sete și tu zici, da, uite, am eu apă și mai e și așa și nu știu ce, și atunci am șanse mai mari să fac legătură. Că altfel intri doar în zona de spam și o să zici, a, bă, dar nu funcționează. Păi normal că nu funcționează, că nu e ușor, dar sunt niște, să zicem, tehnici cu care totuși poți să... Dar la început oricum va fi greu. Și produsul tău sau serviciul pe care îl oferi, deci trebuie să fie un pic mai bun sau mai diferit sau mai aparte decât ce se oferă deja pe piață. Eu nu pot să vin și să vând același produs și să zic, da, nu, că e mai bun al meu, că e negru, nu e alt. Deci trebuie să fie un pic de diferență. Ce competiție aveți? Doar ca să închid foarte repede, m-aș duce la comunități, m-aș duce la audiență directă, adică n-aș încerca să dau la toată lumea și încet, încet aș însuri. Vorbeai despre produs și despre competiție. Ce competiție aveți voi în acest moment și cum vă diferențiați față de ceea ce oferă alte companii de pe același segment? Avem... În România aveți competiție și în România? Da. În acest moment aș putea să zic că suntem a doua cea mai mare librărie de componente pe Tailwind, mai exact, iar pe celelalte lucruri pe care le oferă Flowbyte suntem cu siguranță în top 5, top 6 global. Deci și în mod natural avem multă competiție și e foarte bine asta, pentru că competiția ne face și pe noi să încercăm să dezvoltăm mai bine. De exemplu, în echipa noastră, când văd un competitor că a lansat ceva, zic, băieți, hai că trebuie să băgăm ceva tare și atunci stăm 2-3 săptămâni și dezvoltăm ceva super cool și arătăm asta lumii. Și cumva generăm mai multă valoare și în societate, și în ecosistem, și în industrie, și tot așa. Acum, cu competitorii, ce să zic? Nu suntem obsedați de ei în niciun fel și, în principiu, vrem să avem o colaborare cât mai bună cu ei. Uite, de exemplu, Creative Team, care mai mult sau mai puțin este în aceeași industrie și mulți ne văd competitori, mulți ne văd parteneri. Eu mă văd mai mult parteneri cu ei. Și cum să zic, dacă obiectivul tău este să aduci valoare în industrie, faptul că sunt ceilalți competitori și să zicem ai o relație cât de cât bună, acum nu trebuie să fii cei mai buni prieteni, dar nici să dați cu fructe unul în altul, știi? E bine în general, e bine să ai un canal deschis cu ei, să-i mai întreb, măi, care e experiența voastră cu asta, care e experiența noastră cu altceva. Și aici aș vrea să trag o paralelă foarte interesantă cu ce s-a întâmplat în Timișoara,
Deci în Timișoara, acum câțiva ani, s-a lansat încă un mall, Shopping City Center. Și toată lumea a crezut că nimeni n-o să se mai ducă la Iulius, că vine încă un mall, clienții, câți clienți sunt? Păi X clienți, deci se va înjumătăți sau, mă rog, se vor duce 30%. Greșit. Ce s-a întâmplat este că în ambele mall-uri se duc mult mai mulți oameni pentru că s-a schimbat mai mult behavior-ul general al populației. Deci, în momentul în care vine încă un competitor, că eram printre primii 5 librării, n-am fost chiar primul, deci nu vreau să așa, dar eram printre primii 5. Pe de altă parte, eram, din părerea mea și din motivul pentru care am și crescut atât de mult, eram primii care au făcut-o cum trebuie, să zic așa. Și atunci am avut o priză mult mai bună când am lansat și tot așa. Și atunci, acum când vine încă un competitor, eu mă bucur, pentru că știu că crește ecosistemul din care, ok, poate eu pierd 2%, dar în ansamblu ei, el crește. Și asta este un lucru bun, pentru că obiectivul este ca end user-ul și end clientul să fie fericit. Iar dacă la un moment dat cineva o să zică, mie nu mai convine Flowbuy sau mie nu convine X și merg altundeva, problema nu este faptul că a venit competitorul, problema este aici și aici trebuie ceva schimbat. Că dacă nu, încet, încet nu mai contează că ai avut acel avantaj. Încă un paralel, Nokia. Deci Nokia a avut un market share uriaș, dar au zis, păi noi suntem Nokia, ce ne interesează ceva americani, Apple, au și un nume așa funny, știi? Deci e un lucru bun în principiu, că crește industria și eu zic că competitorii trebuie văzuți ca un un fel de motivator, mai degrabă să dezvolți mai bine propriul produs, cam așa. Să fii și tu mai bun. Și să vii cu altceva, cu ceva nou. Să nu te plafonezi până la urmă. Cred că asta e un lucru important. Cât vorbeai despre colaboratori și de faptul că sunt pe mai multe țări, pe mai multe continente. În echipa acum de bază, câți oameni sunteți? Ați pornit voi doi, tu și cu Robert, și câți ați ajuns acum? Deci, așa, super de bază, suntem trei. Mai colaborăm așa cu unul, doi oameni, dar și evident avem principalii parteneri la București, Creative Team, deci cu ei vorbim foarte des, avem proiecte la comun, mai lucrăm strâns cu alți doi parteneri tot din București / Constanța, cu Adi de la Appseed, cu Freddy și Vlad de la Simple. Și colaborăm cu foarte multe alte persoane și firme de peste tot din lume, așa pot să zic, nu știu, ceva. Lucrăm pe zona de WordPress cu Ian din Cehia, lucrăm pe zona de Svelte cu un japonez, cu Shinichi din Tokyo. Acum nu vreau să fac toată lista. Ideea este că firma, deci asta e o chestie care e destul de important. Deci noi în principiu nu prea vrem să angajăm. Noi vrem cumva să creștem, oricum o să angajăm la un moment dat, o să fie nevoie, dar nu vreau să angajăm ca să doar așa, să zic, avem 7 angajați, știi, mare firmă. Nu, eu vreau să măsori succesul firmei în impactul pe care îl avem în industrie. Și în momentul în care chiar avem nevoie de cineva, mai aducem pe cineva, e normal. Dar avem foarte mulți parteneri în zona asta de open source, deci eu am fost uimit că așa, dintr-un e-mail, au venit 7 oameni dornici să dezvolte un proiect, știi? Și meritul lor este, practic, faptul că scrie acolo că au contribuit și o să lansăm așa o zonă de donații, dar o să fie organizație separată, deci nu o să, nici măcar un cent nu o să ajungă la noi. Deci aia va fi cumva organizația la open source de Flowbuy. Dar așa cumva ca și partener, număr de oameni care lucrează cel puțin o dată sau de două ori pe săptămână la un produs de al nostru sau un ecosistem sau un open source, sunt cel puțin 20 și sunt pe toate continentele din lume, mai puțin cred că America de Sud și Antarctica.
Iar în ceea ce privește clienții, de unde sunt? Sunt și din România sau aveți mai mult clienți din străinătate? 60% Statele Unite instant. Așa, ați pornit de la început cu clienți mai mult din state sau mai mult din străinătate? Inițial a fost așa 40-50%. Inițial cu Simsburg a fost mai degrabă 40% Statele Unite, acum că am lansat Flowbyte, că e un produs high-end, deci e un preț de pornire de $150 și un preț standard de 260, deci de dolari. Este un preț destul de mare. Atunci a zice că 60% din vânzări vin din Statele Unite, după care țările anglofone, deci Anglia, Canada, Australia, Noua Zeelandă, Europa de vest, deci suntem destul de populari în Olanda. Și atunci mai facem vânzări și în Asia și în Africa, deci ai fi surprinsă cât de frumos se dezvoltă acolo zona asta de software, deci încep să văd din ce în ce mai mult. India, în India avem foarte mulți utilizatori, dar nu foarte mulți cumpără. Și suntem o companie globală și ca și vânzări, dar zice că focusul e pe Statele Unite. Deci acolo e... Având în vedere faptul că majoritatea clienților vin din state și oricum e clar că din afara României, și legat și de ceea ce spuneai mai devreme, că lumea crede că sunteți oricum de acolo. V-ați gândit sau ar fi o posibilitate să deschideți un birou și în afara României? Adică ar avea rost și din punct de vedere financiar, să știu, și pentru a atrage mai mulți clienți, sau este pur și simplu o chestiune, totul oricum este online și nu contează atât de mult biroul fizic în care sunteți sau prezența fizică într-o țară sau alta? Deci, doar pentru prezența fizică, nu. Deci, un nu clar. Pentru că, oricum, suntem o companie software, companie născută în pandemie, deci eram oricum acasă, deci nu, în niciun caz. Pe de altă parte, sunt foarte multe motive pentru care ai vrea să deschizi un LLC, un Limited Liability Company, cel puțin în Delaware, pentru că, ok, suntem în România, destul de frumos aici, avem și probleme, e și ok, nu ne place acum, deci e chiar perfect, avem internet mult mai rapid decât aproape oricine din lume, deci noi suntem foarte mulțumiți. Pe de altă parte, pe zona de finanțare, e un pic mai rău. Nu e atât de mult capital în țara asta, iar dacă am vrea să go public, să zic așa, ca paranteză, sunt investitor și pe BVB, deci Bursa de la București. Eu cred că BVB-ul și România în sine nu este pregătit să hostuie, de exemplu, un UiPath. Deci, pentru că nu există destul capital, din păcate. Și atunci, dacă vrei să duci compania public, poate nu vrei. Dacă o ții privat, poate să fie bine mersi headquarters-ul România, așa cum e și cu Bitdefender. Deci Bitdefender e un SRL în acest moment. Sau un SA, dar oricum, deci e privat, deci nu e listat pe bursă Bitdefender-ul. Din câte înțeleg, vor să se listeze și ei, că nu e clar, dar ok. Deci, în principiu, dacă vrei să deschizi LLC în Delaware, cam de asta ai face-o. Ca să ai o prezență acolo, faci niște tripuri pe acolo, începi să vorbești cu niște VC-uri și atunci încet, încet pregătești terenul 2-3-4 ani să te listezi la New York. Cam de asta, a zice. Acum, e un pic și o componentă din aia, să fii fizic acolo, dar atunci nu m-aș duce în New York sau Delaware, m-aș duce în Silicon Valley. Dar, nu știu, deci ăsta cu Silicon Valley, în primul rând, nu prea mai e ce-a fost, deci nu mai e neapărat centrul. Încă e, dar nu mai e ce-a fost acum 5-6 ani, zice. Iar... Eu zic că e mai ok să trebuiască să cheltui mai puțin aici, dar să generezi aceiași bani decât să te duci acolo și, nu știu, deci părerea mea este că dacă construiești ceva online, poți să stai în România sau oriunde vrei tu,
fără probleme. Dar să deschizi o firmă în state, cam de asta ai vrea să deschizi, să începi să atragi niște investiții mai serioase și nu vorbesc de seed money sau pre-seed money sau series A și tot așa. Deci că vorbim de niște bani mult mai mari de la VC-uri și într-un time frame de 2-3 ani să te listezi public. E ceva ce ați luat în considerare în acest moment sau este încă prea devreme? Și care este abordarea voastră în general și față de investiții? Ok, bootstrapping, reușit prin surse proprii, crescut încetişor, adus niște parteneri. Ok, a venit momentul în care să faceți un pas mai mare pentru care considerați că aveți nevoie de niște investiții mult mai generoase? În acest moment nu avem nevoie neapărat de o investiție. În acest moment vrem să consolidăm poziția, să creștem mai mult. La un moment dat, sigur, de ce nu? Uite, legat de investiții, de bootstrapping, să primești investiție, să nu... Do whatever works for you. Deci nu există... Noi am primit odată o investiție, ne-a ajutat. În acest moment n-aș vrea. Adică e și o luptă de, bă, mai dau equity, nu mai dau. Deci acum this is real talk, știi? Deci nu. Câteodată ești dispus să... Să dai un pic de equity contra cost, câteodată nu, dar trebuie ales bine momentul. Uite, de exemplu, este și asta o premieră, acum o să ni se alăture un CTO, Cordoș Victor, o să primească și el equity, nu o să zic cât, nu zic pentru cât, nu zic care sunt condițiile, dar ce vreau să zic este că când te uiți la procente, da? Pentru că începi cu ceva și în general niciodată nu rămâne la fel, deci se mai schimbă un pic. Poți să primești investiții pentru asta, poți să primești deal-uri pentru asta, poți să primești oameni pentru asta care te pot ajuta. Dar fiecare la timpul lor, cu oamenii corecți, cu banul corect, nu? Deci... Te poate ajuta, dar aici a zice foarte, foarte mare grijă, mai ales la început, ce schimbați în actul constitutiv. Da? Deci, în general, încercați să nu acceptați orice. Da? Noi n-am acceptat orice și avem mai multă libertate în acest moment, ca și cofondatori. Sunt alți cofondatori care poate n-au dat foarte mult procent, dar au semnat foarte repede și foarte ușor că erau cu gândul la bani și nu cu gândul la acte. Și acum sunt blocați pe anumite chestii și e păcat că îți poate defini mulți ani din viață, cu siguranță îți definește modul în care o să îți conduci business-ul și în momentul în care cineva vine și vrea să investească, eu m-aș uita foarte mult la omul sau organizația care vrea să investească în tine și ce poate să-ți aducă în plus prin asociere, nu doar banii în sine, că banii se duc repede, deci ori pe investiții, ori pe orice altceva se duc repede. Și mare grijă la ce concesii ieși sau sunteți de acord să acceptați. Ce planuri de dezvoltare aveți voi? Suntem deja trecuți de jumătatea anului. Ce planuri aveți pentru următoarele luni din acest an și pentru 2023? Bănesc că ați făcut așa un timeline pe o perioadă mai lungă, unde sunteți și unde vă doriți să ajungeți. Uh-huh. Ce noutăți o să mai aveți sau la ce mai lucrați? Păi, în primul rând, sunt niște metrici pe care îi urmărim, care ne definesc succesul, să zic așa. Deci mă interesează în primul rând impactul pe care îl avem, care poate să fie măsurat foarte simplu. Câți oameni intră pe lună pe site? Da? În acest moment sunt între 250.000 și 300.000 de unici, pe care majoritatea americani, și avem un growth rate în jur de 10-15% în fiecare lună. Acum noi am dorit să menținem asta, probabil la un moment dat o să cadă un pic growth rate-ul, dar ne-am dorit să dublăm acest număr cel puțin într-un an. Dacă ne mișcăm bine, dacă urmărim roadmap-ul intern, eu zic că se poate și în 6-8 luni, dar depinde de piață, depinde de foarte multe lucruri. În principiu, ce o să facem este că vom dezvolta în continuare librăria Flowbyte, o să dezvoltăm zona de design, de Figma al Flowbyte,
O să dezvoltăm nou sistem cu mai mult conținut, Flow by Blocks, care l-am lansat recent. O să facem mai multe parteneriate. O să lansăm mai multe zone tot în Flowbyte. Deci eu zic că următoarele 6 luni ne vom concentra foarte mult pe Flowbyte. Pe de altă parte, avem alte proiecte foarte interesante în derulare. Deci toate acest rebranding spre Berkside. Și Berkside nu este neapărat un brand care face ceva, este doar un grup de firme, să zic așa, care înseamnă Finsberg, Flowbyte, Glass UI și tot așa. O să dorim, de exemplu, să lansăm o librărie de iconițe, care deja am colaborat cu un designer foarte talentat de aici, din Timișoara. Și avem multe, deci multe idei interesante și cam în zona asta de software, de web development, o să fim și de dezvoltare de aplicații, cel puțin un an, 2 ani și în timp o să mai creștem scopul, să zic așa. O să dorim, probabil din toamnă, să ni se alăture cel puțin un dezvoltator, un junior, ca să învețe cu noi, ca să creștem aici. În principiu, am vrea să dublăm tot până acum un an. Deci... Într-un an. Apropo de dublare și de cifrele pe care le spuneai despre faptul că marea majoritate a clienților vin din state, având în vedere ce se întâmplă acum și discuțiile și problemele și contextul actual, din ce am mai citit, cei în state acolo se așteaptă la o recesiune. Devine din ce în ce mai clar pentru ei că va fi o recesiune. Crezi că ar putea avea un impact acest lucru asupra voastră, având în vedere faptul că sunt destul de mulți clienți de acolo și din Europa de vest? Dacă întrebarea este ar putea, cu siguranță ar putea. O să influențeze? Probabil. O să ne afecteze foarte mult negativ, mai puțin probabil, cu siguranță. Deci totul e legat. Deci crește, nu știu, prețul, cotația petrolului, nu știu, poate pierdem 5 vânzări, știi? Deci e imposibil de zis. Cu siguranță că o situație în care este creștere economică, e foarte mult capital, să zicem, supraprețuit, atunci vânzările curg mai repede și într-o stare de recesiune banii mișcă mai puțin, mai lent și asta afectează toată economia. Unele industrii mai mult, unele nu. Noi tindem să credem că vom fi un pic mai puțin afectați pentru că oricum avem un pricing foarte mare, deci de exemplu, noi am tot crescut prețul în funcție de ce update-uri am mai scos. Și asta și în respect față de cei care ne-au adoptat tehnologia de la început. Deci ei l-au luat la un preț mai mic, dar au primit upgrade-urile gratis. Deci, pe scurt, da, o să ne afecteze, da, o să ne ducă în faliment? Nu. Deci, facem ce putem în condițiile în care putem. Deci nu ne gândim că, vai, acum vine recesiunea și... Asta nu, e dobul de sare deasupra. Facem ce putem și asta recomand și celorlalți. Deci concentrați-vă pe treaba voastră și relativ poate să vă meargă bine chiar dacă este o recesiune. O ultimă întrebare sau o ultimă rugăminte am pentru tine acum la finalul interviului. Ai tot oferit sfaturi pentru cei care sunt la început de drum sau care poate trec prin aceleași greutăți, aceleași provocări prin care ați trecut și voi. Un ultim sfat despre cum poți să dezvolți un business făcând bootstrapping, fiind cu un buget limitat, cu resurse inițiale limitate, dar cu care reușești totuși să te dezvolți și să ajungi la următorul nivel, la următorul pas. Ok. Și în primul rând trebuie să spui întrebarea ce vrei să faci. Și să n-ai impresia că ideile înseamnă ceva foarte mult. În principiu vrei să rezolvi o problemă pentru cineva.
sau un grup de audiență. Deci asta trebuie să cauți, nu să faci nu știu ce. Deci, dacă vrei să ajungi mai repede la un obiectiv, gândește-te așa, ce problemă rezolvi și cum poți să vând această soluție acelui om care are nevoie de o soluție pentru problema lui sau a ei. Și de aici, evident, trebuie să te gândești, ok, ce industrie, ce produs, poate mă duc mai pe nișă, poate vreau să fac mai larg. Eu aici aș sta un pic și aș testa și, de exemplu, m-ar interesa în primul rând mai mult dacă există interes. Adică nu m-aș apuca să fac ceva și să lucrez la el 6 luni și să nu fie de interes la nimeni, mai bine fac așa un landing page. Zic, bă, eu am soluția asta, sign up here, știi? Dacă vin 1000 în 5 zile, zice, băi, clar că există interes și atunci are rost. Dacă se înregistrează 2-3 prin care unul e fratele tău, mai bine mai cauți. Deci aș avea mare grijă să nu pierd prea multă vreme pe niște idei care poate nu oferă o soluție la o problemă neapărat sau care sunt prea complicate de făcut. Deci aș găsi ceva, ceva mai ușor de dezvoltat și să văd dacă există demand pentru asta. Și după aia, efectiv, aș începe să o fac și dacă se poate, m-aș asocia cu cineva care poate să mă completeze în ceea ce fac, cum am făcut cu Robert, de exemplu, sau cum facem acum cu Victor, care ni se alătură ca CTO. Deci mereu încerc să caut oameni și să... Deci obiectivul tău e să crești o echipă și să existe o completare între toți. Că atunci poți să duci mai mult și mai repede și mai bine. Asta ca să-ți dezvolți produsul și viziunea. Iar după aia, când produsul e gata și tu știi că deja sunt oameni interesați, poate deja ai adunat o listă de e-mails care... By the way, cumva e bine să o faci chiar de la început, deja cu oamenii care sunt interesați să tot ajungă la tine și să poți să le scrii după că, uite, l-am făcut. După aceea, vine perioada de al marketui, nu? Adică te duci în acele comunități, pe forumuri, îi întrebi, zici, băi, ai problema asta? Nu știu, da, uite, am problema asta, uite, am și eu o soluție, știi? Deci, trebuie un pic de hustle și... 1, 2, 3 ani, deci o să fie destul de greu și ăsta e un sacrificiu pe care cam toți am trecut prin asta. Eu nu cunosc foarte mulți antreprenori care să fi făcut într-un mod corect, să fi ajuns într-un punct în mai puțin de 1-2 ani. Deci e nevoie și mai e nevoie de ăștia 2 ani că e de învățat, adică mai ales dacă vii dintr-o zonă de a fi angajat, cum am fost eu. Deci ai nevoie de un an, 2 ani, până îți mai schimbi și gândirea, îți schimbi modul de abordare și tot. E un risc și trebuie să fii tu motivat sau motivată, nu să te motiveze alții, că nu o să fie ușor. O să fie vremuri faine, vremuri mai nasoale. E un roller coaster cu totul. Da. Dar cu exact ce ziceai, tu trebuie să-ți asumi acest sacrificiu, să fii conștient de el și să nu crezi că să fie totul perfect, dar nici totul foarte greu până la urmă. Da. Și ca încheiere cumva, sau cel puțin așa, deci tot ce s-a construit la Berkside și ce facem în continuare este datorită muncii în echipă. Deci munca cu Robert, munca cu Victor, munca cu partenerii noștri de la București, munca cu comunitatea open source. Noi mereu am văzut mult mai multă putere în a fi mai mulți și să dorim ceva și să mergem într-o direcție decât fiecare să zică, bă, nu, eu sunt ăla mai fain, nu, el e ăla mai fain. Nu, suntem toți faini, toți drăguți, hai să facem ceva mare și care totuși să impacteze o mare parte din industrie. Îți mulțumesc frumos, Zoltan, pentru detalii despre cum merge business-ul vostru și pentru sfaturi. Sper că cei care nu vor urmări interviul și vor citi materialul au multe de învățat de acolo din exemplul vostru, care și este un exemplu bun pentru că ați reușit să creșteți și reușit să vă dezvoltați și sunteți cunoscuți în întreaga lume. Mult succes! Așteptăm să aflăm noi vești de la voi referitoare și la posibile investiții, de ce nu, și la produsele noi pe care le lansați.
Îți mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați urmărit astăzi. O zi bună tuturor! Ciao!